Salutare, prieten, bun găsit pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Ilie și cred că am găsit exact ceea ce îmi doream. Un joc în care tu ești o pisică. Joc în care tu ești o pisică și chiar mă întreb ce trebuie să faci în jocul ăsta. Adică stai toată ziua, dormi, mănânci și nu știu ce, cași după mobilă. Nu mai putem să configurez grafica, rezoluția maximă. Ce pula mea aici? Lăsăm așa, cred că bine le-au pus jocul. Așa, e prima dată când intru în jocul ăsta, deși habar n-am cum să joc, dar chiar stau și mă gândesc, doar și ar putea fi așa greu. Ia mă, uitați că are pisica asta și povestea. O să vedem cum a apărut ea pe lume, ce-o făcut. Aruncat-o are cineva la gunoi sau... Exact cum mă gândeam, putea să linge pe... Aha, deci ăsta sunt într-o canalizare aici și plouă. Deci cel mai probabil o să trebuiască să aștept până trece ploaia, că doar nu-i place să se ude. Bă, dar ce fain e jocul! Ia-le ce fain din pisicu! Bă, dar ce fain e! Pot oare să sar de space? Nu? Ce? Ctrl. Shift? Ia mă cât de shift! Fug repede! Bă, că tot mă joc cu jocul ăsta cu pisica acum de ceva timp. Veneam cu mașina pe drum și stătea un iepure de poveste cu o pisică, mă. Deci stătea așa față în față. Eu cred că, nu știu. Ia, citrele. Bă, bune, trebuie să mă joc cu coada lui ăsta. Mușcă-l, mușcă-l, mușcă-l de coadă, mă. Cum pe ăla l-am mușcat de codă, stai că și pe tine, ce crezi că tu scapi? Cum pe ăla l-am mușcat de codă, stai că și pe tine, ce crezi că tu scapi? Da, e chiar foarte interesant jocul, până acum îmi place. Imaginați-vă să fiți fumați și să jucați jocul ăsta. În trecut tot așa. Chiar să încerc, nu pot să schimb din altă perspectivă, să vadă. A, nu mă lasă. Bun. Pe aici nu sărim, că dacă sărim pe aici nu cred că mai e tu pisic. Hai să nu se ude bietul. Și ne punem la zoom. Ori mă întreb pisicile, visează ceva? Și dacă visează, ori ce visează? Că... Cum sunt pisicile? Dacă stați și vă uitați la ele, zici că pot să doarmă când vor. Uitați, așa numai stau încet, încet, închid ochii și numai bam, nu mai mișcă, e somn. Ce se întâmplă? Să nu zici că și vorbesc, sau... Se pare că ne aventurăm acum, începem să explorăm. Eu n-am văzut țava aia că se pute coborâ pe ea. Side the world. Nu știu, oare îmi dă quest pe jocul ăsta sau umblu așa de capul meu pe aici? Imaginați-vă cum ar fi jocul ăsta să fie ceva gen Assassin's Creed, să poți să te urci pe ăștia și să-i zgârii, să dai sneak attack și pe Skyrim. Povestea adevărului, cum s-a întâmplat. Ne-am unit toți, că la un moment dat am rămas toți.
Așa. Încotro. Urmați-mă, prieteni, vin ăștia după mine. Ia mă, când dau eu să fug, fug și ăștia. Hai pe aici, mă, pe stâlpul ăsta. Sai, mă. Space. Păi space am dat. Da. Asta nu trebuie să se întâmple. Să nu dăm numai de un câine pe aici, că apoi nu știu ce amarul o să ne facem. Pisicu. Ia mă, bă, dar ce echilibru bun are, mă, și ce fain e să joci jocul ăsta. Ia l-ai, mă, că și patinează. Ce ai găsit aici? Ia, nu bea apă, mă, bea. E de pe frunză, nu mai bine îți băgai capul acolo. Pici. Hai, mă, hai că-ți așa. Stai, de fapt, să mai bea puțin apă, dar bagă-ți capul, mă. A, dacă numai de acolo îi place. Încă o făcut refil de apă, altcumva zici că merea pe ăstea. Pizzu. Jos. Nici nu se pune problema să ptișe asta. Ia mă, pot să mă urc aici. Oare ai ceva? Și cam atât. Deci nu mai am unde merea. Aici cum ar veni mă învață să fac parcurs cu pisicul. Jos, mă. Nu, no, dar până la urmă chiar mă întreb unde trebuie să ajungem și ce pula fac în jocul ăsta. Ia mă, bă, pe unde se bagă ăsta? Pe unde vrea și pe unde pote? Ore, nu pot să mă ling și să mă spăl pe cap în jocul ăsta. Hai mă, nu vrea, probabil n-are chef acum. Numai că ne... sau să-mi ling ouăle sau ceva. Ai riscantă săritura asta și parcă văd când sar eu să rupe țava aia. Hai mă, fără frică, hai că poți. Buf! Nu știu că se întâmplă. Săracul pisic! Bă, unde ptică asta? Vai inima, bă, jocul ăsta e... băgat în depresie. Ba nu, mă, nu a murit. Așa, mă, hai că începe jocul să fie interesant.